Cașacul era foarte polarizat. Erau anti-ileiesciști feroci și pro-ileiesciști lacrimogeni. Mm-hmm. Nu se mai discuta nimic la rece, nimic, absolut nimic. Se discuta strict pasional. Nu se mai raționa, de fapt. Nu mai avea nimeni dubii. Apăreau articole formidabile. Mi-aduc aminte că era o ziaristă, Roxana Iordache. Da. Un articol extraordinar. A spus am un semn cu care recunosc calitatea interlocutorului. Dacă când pronunț numele Coposul văd o lucire în ochii lui, e ce trebuie. E, cam așa era. Și Iliescu și la fel. Dacă îndrăznei să spui ceva de Iliescu, față de unul care avea iubire pentru maestru, doamne, este o catastrofă. Ori, eu mi-am spus atunci, pentru comentatori, pentru cei care contemplă spectacolul public, dar și pentru cei care fac politică, ar fi bine să adăugăm acestor patimi și pur și simplu reflecția. Noi ne comportăm ca și cum am fi reflectat deja. Și știm care e chestia, și anume chestia alb-negru. Am vrut să institui un spațiu al intervalului. Intervalul. Nu neapărat a treia cale. Nu, n-ați decât ghidat. Un interval. Doamne, stați puțin, stai nițel. Asta vreau să spun, dilematic. Stai nițel. O lecuță. Stai o lecuță. E, vorba lui noi, care spunea că așa vede el Upanishadele. Upanishezi. Stai nițel. Nimeni nu stătea. Toți se repezeau. Era o viață publică repezită. Cu toate dezavantajele acestei chestii. Și am spus, mi-e vreau să fac o gazetă în care să luăm o temă și să o dezbatem pe toate părțile ei. Dacă ni se pare Bou Iliescu, o să o spunem. Dacă ni se pare Bou Coposul, o să o spunem. N-am spus niciodată niciuna, niciodată, dar am avut articole critice de toate părțile. Ei, a fost un scandal, toată lumea a spus, nu avem timp de dileme aici, aici este simt radical, trebuie să luptăm. Timpul nu mai avea răbdare, nu? Nu, aici trebuie să spui clar, domne, de ce parte ești. Tu nu sunt de nicio parte, bomba lumea, sunt inteligent. Nu trebuie să neapărat să mă regimentezi. Între timp s-a absorbit. Dar m-am întrebat atunci cât o să dureze această nevoie. Că dacă lumea se normalizează, dacă societatea se normalizează, dilema a reflecta, devine natural. Devine o chestie curentă și atunci dilema, care oricum se numea săptămânal de tranziție, nu se mai aibă sens. Cu tranziția are sens, că nu se termină tranziția în România niciodată. Noi suntem în tranziție. Îl citesc mereu pe Marescu, care în prefața cărții lui despre de istorie, apărut pe la începutul secolului 20, scrie așa. În aceste momente de tranziție, deci, așa. Deci, tranziție, nu mă tem că trece timpul prea repede. Asta cu dilema, din păcate, e, cred, încă actuală pentru comentatori. Comentatorul, analistul politic,